Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași a lansat la începutul lunii ianuarie platforma de e-learning. Proiectul trebuie implementat pe o perioadă de un an și va fi finanțat cu fonduri structurale, în valoare de 67 de miliarde de lei vechi. Ea va fi completată cu rezultatele de la alte trei proiecte cu fonduri nerambursabile obținute de universitate, care au o valoare cam de 12 milioane de euro. Deci împreună, deci acest pilon de e-learning împreună cu celelalte trei proiecte, zic că vor face, să spunem, din Universitatea Grigore Popa un adevărat pionier și centru de referință în cadrul universităților din România pe acest domeniu. Ce presupune exact această platformă de e-learning? Cu ce se diferențiază ea față de alte platforme implementate în alte universități de medicină din țară? Știm că mai există în Brașov din 2007. Da, deci sunt puține universități în România care au astfel de platforme. Ea se diferențiază pentru că este, să spunem, completă. Deci acoperă atât domeniul didactic cât și pe cel de cercetare științifică și administrarea, pentru că noi am investit din fonduri proprii anterior obținerii proiectului și de fapt a fost, să spunem, unul din aturile noastre că am obținut acest proiect. Spun că am investit anterior pe aceste, să spunem, aspecte administrative pe care le vom dezvolta. Deci această platformă va stimula în primul rând comunicarea, accesibilitatea și, să spunem așa, va face o economie enormă din timpul studenților, doctoranzilor, cadrelor didactice, personalului administrativ și va crește eficiența fiecărei activități în parte. Această platformă va cuprinde în primul rând situația școlară a fiecărui student și cu o parolă poate să acceseze el și un lucru în plus și părinții lui, pentru că chiar dacă ei sunt majori și au autonomie, totuși din punct de vedere financiar mai depind și am avut astfel de probleme în care în momentul exmatriculării unor studenți părinții veneau, plângeau pentru că nu știau situația. În același timp, toată structura administrativă a universității, toate cursurile, toate testările care se vor da și modalitatea, va fi și, să spunem, o consultanță online, acele ore de consultanță care, de fapt, nu se fac, își pune cadrul didactic o hârtiuță, studentul nu vine, cadrul didactic vine sau nu vine, pe gând așa va putea să fie o comunicare directă, întreaga bibliotecă, deci tot fondul de carte pe care îl are universitatea. Asta nu înseamnă că va exista, să spunem, această bază va înlocui învățământul. Această bază este un instrument de a crește calitatea, disponibilitatea, transparența și viteza de răspuns a universității la solicitările studenților, doctoranzilor, cadrelor didactice, personalului administrativ, etc. A spus și dumneavoastră că ați investit mult timp pentru lansarea acestei platforme. Ce greutăți, să zicem, ați întâmpinat? Deci, una a fost în construcția proiectului, pentru că există tot felul de voci care spun că nu s-au atras fondurile europene și că am pierdut. N-avem încă antrenamentul de a face față birocrației europene, care este o birocrație groaznică. Trebuie să ai o răbdare, o forță, nervi tari ca să poți face aceste birocrații. Acesta a fost un prim aspect. Al doilea aspect a fost cel legat de a explica oportunitatea unei astfel de platforme într-o unitate de învățământ medical. Într-adevăr, învățământul medical nu se pretează la învățământ la distanță și atunci întrebarea era: dacă nu aveți învățământ la distanță, de ce vă trebuie? Păi ne trebuie pentru că, tocmai ce am spus, câștigurile pe care le avem și totuși trăim într-o epocă care este informatizată și trebuie să punem la îndemână acest instrument. Iar acum sunt marile dificultăți și provocări legate de implementare. Avem un an de zile. Gândiți-vă, toate disciplinele trebuie să aibă cursurile și acolo, prezentările de curs. Este mai
ușoră, să spunem, de a pune tot fondul de carte, pentru că ai luat un aparat, îți scanează și noi deja începusem această activitate și este iarăși ușor pentru că ai făcut abonamentele la bazele de date internaționale să pui pe platformă, deci link-ul și să te duci și să dai o parolă și fiecare cadru didactic sau student să aibă acces la cele baze de date, mai greu este pe această activitate de evaluare să pui testele, deci trebuie să fie redactate testele. Una este o prezentare la un curs, asta să prezinți cursul propriu zis. Aici este o muncă imensă, dar nu avem ce face, trebuie să o terminăm într-un an de zile, fiindcă altfel finanțarea nu va fi decontată de către forurile europene și ar fi mare păcat ca să ai banii și să nu duci la capăt un proiect care a fost apreciat cu un punctaj foarte mare după ce am trecut acele dificultăți de a explica ce are medicina cu informatică. Vreau să spun că deschiderea a fost maximă, mai ales la generația care utilizează deci astfel de metode și lucru surprinzător și la generația mea care totuși mai târziu am avut acces, nu ne-am născut cu calculatorul, eu am văzut primul telefon la 12 ani, deci e surprinzător, a fost privită favorabil și de cei din alte generații care au înțeles ajutorul pe care îl au cu astfel de platformă, inclusiv în cercetare, pentru că poți să modulezi diferite teme, poți să găsești informațiile rapid, poți să le selectezi și plus îți câștigi foarte mult timp când nu mai trebuie 100 de foi să le completezi, inclusiv la examen să completezi cu note, etc. Când o introduci direct, se listează și trebuie numai să o semnezi. Timpul pe care îl câștigă și mai dificil va fi, spuneam, când au văzut și ce muncă trebuie fiecare în parte să o facă, dar acolo, acceptând ca idee acest program, au început să și lucreze și avem toate șansele ca să terminăm chiar înainte de termenul prognozat în proiectul care a fost aprobat. Va fi pasul următor este întreținerea și funcționarea. Deci, pentru că în cadrul acestei implementări, grosul sumelor sunt pentru baza tehnică. Adică calculatoarele, serverele, softurile, deci să spunem 80% acoperă din proiect. Ce era important, contribuția universității, că la fiecare proiect din fonduri nerambursabile trebuie să fie și contribuția proprie. Contribuția din partea universității este tocmai prin acea activitate de redactare de cursuri, se pune pe site, chestionare, proceduri, etc. Practic întreținerea. Practic întâi formarea, pentru că degeaba ai calculatoare dacă, sau servere dacă n-ai pus instruirea celor care le utilizează, procedurile. Iar în continuare el va fi instrumentul de lucru, deci el va fi o pârghie foarte puternică pentru universitate și va fi o pârghie puternică pentru cercetare, că atunci când redactezi un proiect, ai nevoie de tot felul de date pe care le poți accesa direct, le poți prelucra, mai trebuie să te duci să faci o cerere, să-ți dea și atunci un om din serviciu contabilitate să-ți facă bilanțul, alt om să-ți dea datele cât studenții, cât publicul care se va adresa, cel care va fi implicat, sunt lucruri care scurtează foarte mult aspectul acesta formal și birocratic și timpul câștigat este pentru fond, adică mă gândesc la ideea proiectului, ce trebuie să fac în proiect, cum am să fac, aspectele formale fiind rezolvate rapid prin utilizarea, să spunem, un sfert de oră a calculatorului care îmi scoate toate datele, inclusiv, să spunem, pe aspectul formal, la număr de cuvinte, etc., pentru că birocrația europeană, repet, este groaznică. Ai câștigat timpul să vii cu o idee inovatoare care să-i crească șansa de competiții a proiectului, în loc să-ți pierzi foarte mult timp să aduni tot felul de hârtii cu care să dovedești că ești capabil să faci acel proiect. E-learning va
permite realizarea unei activități de cercetare științifică de calitate. De asemenea, proiectul va contribui la progresul real al UMF Grigorete Popa din Iași.